Oamenii sunt cei care dau viață unei comunități, dar de bunăstarea și un nivel ridicat de trai al locuitorilor răspunde administrația locală. Ca urmare a dezvoltării din ultimii ani, Lia a depășit titulatura de comună, viața locuitorilor fiind asemănătoare cu cea a orășenilor. În Lia funcționează un liceu, o subunitate de pompieri, o unitate de primire a urgențelor, o sală de sport modernă și, în plus, toate drumurile din comună sunt asfaltate. Iar investițiile menite să genereze creșterea calității vieții locuitorilor continuă. La Ilia, administrația locală transformă ideile și necesitățile comunității în proiecte, iar una dintre priorități o constituie creșterea într-un mediu sănătos și educarea copiilor, învățământul preșcolar și școlar fiind o etapă importantă în formarea acestora. Astfel, copiii și tinerii din comuna Ilia au la dispoziție câte un parc de joacă amenajat în satele Brâznic, Săcămaș, Bretea Mureșană, Sârbi, Valea Lungă, Cuieș, iar în localitatea centru de comună sunt 6 astfel de spații în care copiii au posibilitatea de a abandona telefoanele și tabletele în favoarea mișcării și jocului în aer liber. Cel mai nou parc de joacă, amplasat în spatele primăriei, nu are rival în județ, fiind unul dintre cele mai complexe și complete ansambluri de distracție pentru cei mici. Astfel, copiii din comuna Ilia sunt încurajați să iasă din casă și să facă mișcare într-un mod extrem de atractiv. Pentru părinți a fost amplasată o filigorie și bănci, iar toată suprafața spațiului de joacă este căptușită cu un covor de cauciuc pentru siguranța copiilor. În această perioadă, administrația locală derulează și alte investiții. Se lucrează intens la canalizarea din Bretea Mureșană, iar din primăvara anului viitor va veni rândul canalizării din satul Sârbi. În Valea Lungă, lângă parcul de joacă, a început pregătirea pentru viitorul teren de sport, iar la câțiva pași de cocheta bisericuță din sat se apropie de finalizare lucrările la capela mortuară. Toate necesitățile din toate satele comunei Ilia s-au concretizat în proiecte de investiții, unele finalizate, altele încă în implementare, iar proiectele de dezvoltare a comunei nu se opresc aici. Investițiile administrației locale nu se opresc aici. Noi vom continua să investim chiar în toate satele aparținătoare comunei Ilia și să facem lucruri care benefice pentru locuitorii comunei.